pentru acest guvern pro-european? Dacă să vorbesc în numele meu, eu n-aș mai vota un guvern, pentru că Partidul Democrat a ieșit din acordul alianței atunci când a votat comuniștii socialiști demiterea guvernului. Noi am anunțat când am ieșit din acord. Dumnealor au făcut-o, să-mi fie iertată expresia, tâlhărește. Să spui în ajun una, cu dânsii pur și simplu nu pot să discuta. Partidul Democrat din nu mai este un partid pro-european. Dar cum vedeți viitorul? Adică ce eu cred că dumnealor, așa cum au procedat în data de 15, așa cum au procedat acum cu demiterea guvernului, au scenarii pregătite deja. Noi, de data aceasta, nu ne vom mai lăsa atrași în capcana Partidului Democrat. Iar Partidul Liberal este pur și simplu portavocea a Partidului Democrat. Ce urmărește Partidul Democrat prin elaborarea și acestor scenarii? Întrebați-i pe dânsii. Eu nu cred că Partidul Democrat, sincer, își vrea aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cel puțin prin toate acțiunile pe care le-a avut până acum, a demonstrat exact invers, că nu-și doresc ca Republica Moldova să intre în familia europeană. Mulțumesc!